Scene rupte parcă dintr-un film de acțiune pe un stadion din satul Grimă-Încăuți, raionul Briceni. Un polițist ar fi luat la pumni mai multe persoane, inclusiv pe un bărbat cu probleme locomotorii, și totul din cauza că aceștia i-ar fi întrerupt antrenamentul. Totul a avut loc încă în data de 7 iulie, însă imaginile au fost făcute publice abia acum pe rețelele de socializare. Ești invalid, nu îți dă p***a nimeni. Îți dau că e invalid. Da, ce fi p***a? Dă-mi cum, făgeam. Bârlanule, ce ești, ăi, Mișu. Maladies, Mișu, maladies. Pentru asta, pentru asta te tășim normal. Te normal, ce? Lucian! Maladies, ce? Ulterior, el ar fi sărit la bătaie și la bărbatul din mașină, care are defecte locomotorii. Contactat telefonic, ofițerul de presă al Inspectoratului de Poliție Briceni, Svetlana Talpă, a confirmat că bătăușul este un polițist local. Mai mult, la moment, după ce au apărut imaginile de la fața locului, conducerea Inspectoratului de Poliție Briceni a decis reluarea anchetei de serviciu, în vederea aprecierii acțiunilor persoanei vizate în secvența video, în strictă conformitate cu legea în vigoare, dar și statutul disciplinar al polițistului.